Chiuda? Da, da. Bun. Iar noi la fel ducem pe rândul simetricului pe față de nou. Corect. Și am înțeles până aici. Da, trebuie... Prima chestiune, amic. MNAQ. Trebuie să arătăm că este paralelogram. La fel și MNRA. Deci, să arătăm că paralelogram. Hai să ne oprim la primul. NAQM, paralelogram. Ce ar trebui să arătăm ca să fie paralelogram? Din ce știm noi, din teorie? Că laturile opuse sunt paralele. Exact. Paralele două câte două. Da. Laturile opuse sunt paralele două câte două. Sau altă variantă. Că laturile opuse... Două din laturi opuse sunt paralele și congruente. A doua variantă a fost asta. Altă variantă. Că unghiurile opuse sunt congruente. Corect. Că unghiurile laturate împreună 180 de grade. Unii laturi, da. Și că diagonalele se înjumătățesc. Acum, cu diagonale, cred că va fi greu, pentru că mai ducând noi o diagonală. Deci nu ne folosim de alte, de variantele acelea în care încărcăm figura. Da. Ci încercăm, din contextul problemei, din felul în care apare problema, să folosim ipoteza doar așa cum se dă. Ca să fie paralelogram, din cele 6 variante, câte, sau 5-6 variante, care crezi tu că ar merita? Eu m-aș duce la prima, să arătăm că laturile opuse sunt paralele două câte două. Da. Dacă da, vreau și mai... Sau mai putem gândi să fie două laturi opuse, paralele și congruente. Foarte tare. Dar mai fie aici că A este unuit cu P. Așa. Și ar fi AQBP paralelogram. De unde știi tu că AQBP paralelogram? Deci dacă uneți pe A cu P, tu spui că AQBP paralelogram? Ai tu motive? Ar putea fi. Aici are dus deja diagonalele. Bun, bun. Și diagonalele cum se... Se înjumătățesc. Excelent, excelent. Deci în figura asta, tu ai văzut o chestie foarte tare. Deci dacă unesc pe A cu P, cu B și cu Q, se obține figura asta care e 100% paralelogram și tu te ceri cu mine acum. Și spui, eu te-am întrebat, de unde știi tu? Și tu spui, am motivele mele. Pentru că A, B și Q, P apar diagonale și aceste diagonale se înjumătățesc, nu? Da. Și atunci e paralelogram, când n-am spus noi împreună că este una din variante. De acord. Și dacă e paralelogram, lucrează toate celelalte. Adică A, Q, îi paralelă cu B, P. P, foarte tare, e paralele și congruente. Da, și Q, P e secantă. Q, P e secantă, da. Stai, insistă pe chestia asta. Și ar veni că unghiul ăsta e congruent cu unghiul ăsta. Da, am înțeles. Adică prin trei litere A, Q, M, cu M, P, B. Da, de acord. Și... Tu ce trebuie să ai văzut? Uitam-se-mă. Ce trebuie să arăți? Că... ANMQ? ANMQ e paralelogram. Așa. Deocamdată e ca ai că AQ e paralelă cu PB și congruentă. Da. Dar PB cu cine mai este egal? Da, PB e egal cu PQ. Și am putea să demonstrăm că NMPQ e paralelogram. Wow! Poți asta? Dacă demonstrăm asta, ajungem că PQ e paralel cu NM și egală. Și asta înseamnă că și PB e paralelă cu AQ. Deci NM cu AQ e gata, probleme și paralele și congruente și o ieși treaba. Foarte tare te-ai dus aici. Deci tu te concentrezi acum pe NM, pe C, să fie paralelogram. Dacă ai reușit. Din nou te întreb, măi, ce șanse am eu? Ce este NM în triunghiul ACB? Linie mijlocie. Stop! Linie mijlocie și ce dacă?
Linia mijlocie, ce știi de ea? Achitare. Că unește mijloacele, da? Și ce șmecherie are ea? Linia mijlocie. Este paralelă cu BC. A, da. Paralelă și jumătate din ea. Da. Deci NM e paralelă cu BC și jumătate. Da. Adică NM e paralelă cu CP în final, că doar... Și egală. Și egală. Și atunci dacă două laturi opuse, NM, P, C, într-un patrulater, două laturi opuse într-un patrulater sunt paralele și egale și congruente... Înseamnă că patrulaterul e paralelogram. Corect. NM, P, C e paralelogram. Și iată cum NM e cât și AQ. Da. Și paralelă. Da. Da? NM paralelă și congruente. Da. Că NM era cât CP, CP cât BP, e clar. Atunci NM QA ce este? Paralelogram. Terminat problema. Ne-am dus o leacă cam pe ocolite. Dar eu cred că aici tu ai observat o treabă foarte tare. Când ai zis A, P, B, Q este paralelogram și ai avut argumente foarte tare că diagonale sau înjumătățire. Da. Puteai să te oprești foarte repede la P, B, paralelă și congruentă cu AQ. P, B, paralelă și congruentă cu AQ. P, B, paralelă și congruentă cu AQ. Pe urmă, N, P, B, M, N, P, B, M, N, P, B, M, da. Este repede ce? Paralelogram. Din motive, că N, M, e linii mijlocii, da. Deși paralelă și congruentă cu asta. Da. Și atunci, P, B era paralelă și congruentă cu AQ, N, M, paralelă și congruentă cu PQ, deci N, M, paralelă și congruentă cu AQ. Da. Și terminat problema. Este, dacă vrei, te păstra aici, nu trebuia să duci în partea asta. Că tu te-ai dus în partea asta și ai observat. Dar, iată, este perfectă problema. Da. Ideea este, nu, doar în simetrie am văzut-o noi aici. Da. Și așa ai arătat că A, N, M, Q îi e paralelogram. Și tot atât de bine vei reuși și pe R, N, M, A. E aceeași idee. Sigur că da, sigur. Aici tot așa, A cu P și diagonalele sunt jumătate. Corect, și R, A, P, că e paralelogram. Sigur că da. Și gata problema, nu? Da. Și vezi ce frumoasă este. Nu știu cum a făcut-o autor, habar n-am. Dar un lucru este corect. Că acum când o să-i dăm drumul și să vedem, noi nu mai pierdem timpul acum că am făcut-o noi. Da. Când o să-i dăm drumul și vedem, facem comparații. Așa și tu poate găsești și la autor o idee deșteaptă, știu eu. Da. Nu știu. Și ce mai arată aici? Să arătăm că... Măsura... Nu, ne întreabă măsura unghiului QR. QR. Păi... Trebuie să arătăm că... Q? QR sunt coliniare. Foarte tare. Ca să arătăm că unghiul QR e de 180 grade. Foarte tare, foarte tare. Ca să găsești măsura unghiului exact. Da. Ce idee să avem aici. Măsura QR și probabil că așa simți tu că e de 180 de grade măsura. Da. Deci să fie acolo foarte tare chestia. Păi dacă am arătat că QR, că RQBQ e paralelogram. Da, cam arătat că e paralelogram, ar fi interesant. Dar nu știu cât ești pe urmă latura asta RQPNA. Știi? Da. Poate să treacă pe lângă punctul da. Acela. Nu știu, trebuie să arăt că punctul A aparține drepte acelea. E, foarte frumoasă problema. Dar nu degeaba e punctul B. Înseamnă că da. Ne putem bizui pe punctul A. Da. Deci noi dacă am făcut punctul A, toată informația putem să o folosim de acum. Ce înseamnă că A, Q, M, N... Îi paralelogram. Înseamnă că AQ paralel cu NM și congruent. Bun. Că AN paralel cu QM și congruent. Bun.
că unghiul n achiu concurent cu unghiul. Toate celelalte, da? Hai să ne oprim numai la atât. Achiu paralel cu nâmă. Da. Atât. Știu, toate celelalte trebuie. Dar nu mă folosesc de aparalismul. Achiu paralel cu nâmă. Ce înseamnă că rân m a? Am arătat echiparogram. Ce înseamnă? Că r a paralel cu nm și congruent. Corect. Dar paralel mă interesează. Da. Înseamnă că a q odată e paralel cu nm și pe urmă r a paralel cu nm. Păi din asta are rezultat că R-A-Q sunt foarte tare, fost coliniare, pentru că printr un punct exterior, prin punctul A exteriorului NM, nu putem duce două drepte paralele. Da. Da? Una singură. Printr un punct exterior, unei drepte se poate duce o singură dreaptă paralelă. În concluzie, faptul că AQ e paralelă cu NM și RA paralelă cu NM, cum printr un punct exterior, prin punctul A exteriorului NM, trec două drepte paralele cu aceasta, ele coincid. Da. Și atunci punctele R, A, Q sunt coliniare și atunci unghiul de 180 grade. Da. E mai pomenit. Ce am mai învățat? Ce lucruri spectaculoase ți-a rămas aici în minte? Că nu degeaba punct A și B, punct A și B. Odată ce am făcut un punct, deci atenție, după ce l-am făcut pe A cu paralogramul, toate informațiile acelea de la paralogram sunt la dispoziția ta. Și atunci, când s-a pus problema unghiului, măsurii unghiului R-A-Q, tu ai simțit că ar fi de 180 grade, da, adică punctii să fie colineare, dar n-aveai tehnica de colinearitate. Tehnica asta era. Că prin punctul A se duc, nu? Printr-un punct exterior unui drept, trece o singură paralelă. Da. Și cum A-Q, paralelă cu NM, iar R-A paralel cu N-M, nu se poate decât R-A și Q paralele. Foarte frumos. Dragilor, nu știm autorul ce a făcut, dar noi ne permitem să facem această discuție. Sigur și autorul, cât privește paralelismul ăsta, nu a avut altă șansă. Cu paralogramele ce le-a făcut el pe acolo, ce a făcut, ideea ta asta cu diagonale să jumătăți, mi s-a părut foarte importantă, foarte interesantă. Nu știu eu dacă așa am gândit atunci, dar îi lăsăm pe prietenii noștri să vadă soluția de acolo. Mai departe, o altă problemă. Am început lecția 606. Ia să vedem. În lecția asta ați bună seara și bine ați revenit cu drag la plafona greșitoare de matematică la geometrie. Nu uitați de like și share. Probleme. A, de ce de paralelogram? Când ai deschis gura și ai spus paralelogram, am luat în prima parte. Da, și imediat apar toate acele mintea. Bun. Și acum, bisectoarele unghiurilor A, B, C, D. A, B, C. Eu am să știam că am mai făcut o dată. Nu știu ce am reluat, habar n-am. Probabil nu înțelese să iei sau ceva, am fost... Și dacă lucrurile cât... Ce e, da? Cu ce e? Aha. Ce faci? Asta e o problemă. Da? Să avem. B, D, O. Prin cu ăsta ca fiind opusă la vârf, ăsta cu greșește, iată că ești într-un parc plater în care unghiuri opuse, două din ele sunt omule. Sunt mai multe părți, nu? Da, da. Deci ăsta e cât ăsta. Da, sau ăsta e cât ăsta dintre paralelismul care am vorbit. Pe atisecanta asta. Deci D1 este... Da, trecem la alte probleme. Da, uitați, asta era, dar în partea 1 la sfârșit. Așa, ca să vedem ipoteza. Și nu la întâmplare F-ul și eu, ci mai adaug. Aici,
Altfel, vedeți asta cum încântă. Ea știe exact cum se duce. Dacă tu ai urmărit, ai văzut, te-ai chinuit, ai văzut unde se află, unde se află, ce se fie. Deci, așa trebuie muncit. Acolo îl scrie pe profesor, trebuia să fie un pic mai grijit. Că asta nu-i paralel cu cealaltă. Cu de, de nu e închis. Deci prelungim pe ade. Da. Și o stânga și-o dreaptă și-o într-o parte și-o cealaltă. Până e închis. Ea aparține lui A, segment închis A, D. A, de la A la D. De la A. Eu aparține lui A, D. Lui A, D. Dar n-a închis. A închis? Nu, că până la urmă e... Exact. E greșeală. Mai jos, poate să fie și mai jos de D? Păi dacă spui că e pe A, da, aia e închis. De nu e închis. Și D e deschis sau nimic? Nu e nimic. A, așa, pe semidreapta asta. Pe semidreapta. Deci se prelungește semidreapta A, D, și se ia un punct E în partea asta. Da. De aceea spune că... Trebuia auto spune că D între A și E. Aici undeva da. E, nu neapărat cât A, D, nimic, nicio calitate. Nu, nicio asta. Calitate. Bun. Și latura B, C se prelungește. Cu la și BC-ul se prelungește cu B, F, tot așa, F aparține lui C, B. F aparține lui C, B, cu partea cealaltă. Da, lui C, B, dar C-ul e închis. Așa, am înțeles. Am înțeles. O să iau mai mult aici. Și dacă T e congruentă cu B, F, totuși o T e congruentă cu B, F. D e cu B, F. Să mă toată patrulaterul A, F, C, E este paralelo. Gata. Deci, aici se luăm E.